Surprize când ajungem în cer. Domnul nu se uită la ce se uită omul. Omul se uită la ceea ce izbește ochii, dar Domnul se uită la inimă. 1 Samuel 16,7. Deseori noi vedem ca fiind fără speranță chiar pe unii pe care Hristos îi atrage la sine. În cer vor fi mulți despre care vecinii lor presupuneau că nu vor ajunge niciodată acolo. Omul judecă după aparențe, dar Dumnezeu judecă inima. Unii dintre cei răscumpărați s-au prins de Hristos în ultimele ore ale vieții, iar în ceruri li se va da instruire celor care, atunci când au murit, nu au înțeles deplin planul de mântuire. O rază de mângâiere a venit la Iisus în agonia lui pe cruce. Aceasta a fost rugăciunea tâlharului pocăit. În Domnul Iisus, zdrobit, batjocorit și atârnând pe cruce, el a văzut pe mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. În glasul său, nădejdea era amestecată cu suferința, dar sufletul neajutorat, muribund, s-a sprijinit pe un mântuitor care era pe moarte. Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Răspunsul a venit imediat. Adevărat îți spun astăzi că vei fi cu mine în paradis. O astfel de credință poate fi reprezentată prin lucrătorii din ceasul al 11-lea, care primesc aceeași răsplată ca și cei care au lucrat multe ore. Tâlharul a cerut în credință și căință. El a cerut cu seriozitate ca și când a înțeles pe deplin că Iisus ar fi putut să-l salveze dacă voia. Cei pe care Hristos îi laudă la judecată, poate că au cunoscut prea puțină teologie, dar au cultivat principiile lui. Printre păgâni sunt din cei care se închină lui Dumnezeu în neștiința lor, cei cărora nu le-a fost adusă niciodată lumina prin vreun mijloc omenesc, dar care nu vor pieri. Cu toate că nu-l cunosc legea scrisă a lui Dumnezeu, ei au auzit glasul lui vorbindu-le prin natură și au făcut lucrurile cerute de lege. Cu toate că nu cunosc legea scrisă a lui Dumnezeu, ei au auzit glasul lui vorbindu-le prin natură și au făcut lucrurile cerute de lege. Faptele lor sunt dovada faptului că Duhul Sfânt le-a atins inima și sunt recunoscuți ca fii al lui Dumnezeu. Cât de surprinși și bucuroși vor fi cei dintre neamuri și dintre păgâni când vor auzi de pe buzele Mântuitorului: ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unuia dintre acești foarte neînsemnați frații mei, mie mi le-ați făcut. Cât de fericită va fi inima iubirii infinite când urmașii lui vor asculta cu surpriză și bucurie cuvintele de aprobare.